Salutare tuturor și bine ați revenit la un episod. Numele meu este Tony și astăzi vă voi arăta câteva exerciții de abdomen. Desigur, să prindem striațiile astea frumoase pe abdomen, mai ales acum că se apropie din nou vara, fraților, deci trebuie să intrăm și pe definirea extremă. Așa că acest antrenament daily, să zic așa, adică puteți să-l faceți zilnic, pentru că abdomenul se recuperează în general mai repede decât celelalte grupe musculare și hai să fim serioși că nu antrenăm abdomenul la fel de intens ca celelalte grupe musculare, pentru că efectiv nu este nevoie. Oricum, asta este un subiect pentru un alt videoclip. Exercițiile pe care vi le voi arăta astăzi vor complementa foarte mult elementele front lever, planche, handstand, așa că va fi în beneficiu vostru să le faceți alături de puțină mobilitate, pentru că unele din exerciții necesită puțină mobilitate. Încercăm să ne facem puțin de tot mai mobili și mai flexibili. Haideți să începem să facem abdomen! Când ajung la exercițiul ăsta jos, dacă vedeți, relaxez puțin abdomenul și o să pară în videoclip că mi-au avânt chiar când mă ridic, dar nu fac chestia asta pentru că las abdomenul relaxat ca atunci când vin sus să simt mușchii abdominali că lucrează foarte, foarte mult. Asta este și secretul exercițiului ăstuia. Dacă nu puteți să faceți acest exercițiu, haideți să vă arăt o variație mai ușoară care se transpune și în front lever, pentru că avem nevoie și de spate la acest exercițiu și de umerii posteriori. Efectiv, când ne-am pus pe bară, facem retracția, mereu să fiți în retracție, absolut mereu. Și de aici ridicăm sus genunchii și tragem din spate sus. Și venim iar, dar când venim nu lăsăm picioarele jos, deținem la 90 de grade. O să simțiți că intră și spatele foarte mult la exercițiul ăsta, deci vi-l recomand din toată inima mea. Ne antrenăm pentru forță, așa că țineți rep range-ul între 1 și 5, nu faceți mai mult de 5 repetări, că probabil nu o să puteți să faceți, adică mie mi-este foarte greu să fac 5 din astea și sunt daună pentru abdomenul meu. Eu am avut într-o zi o febră de a ținut vreo o săptămână după. Următorul exercițiu este killer de core și dacă nu mă credeți, încercați-l. Când vă duceți pe o parte, o să observați că RC-ul devine mult mai greu decât e când e normal, adică când îl face standard, și este o variație extraordinară, extraordinară, pe care eu am folosit-o. Știu că sunt ciudat și că sunt italian de la de vorbește despre paste, dar încercați-l și spuneți-mi cum vi se pare. Nu l-am văzut la foarte multă lume și nu înțeleg de ce. Mi se pare că îți lucrează și obliții foarte bine. Am văzut variații asemănătoare pe care le fac oamenii de la sală, dar variația de la sală desigur nu o să te aducă să faci front lever sau lucruri de genul, poate să-ți ofere doar o bază. Un alt exercițiu extraordinar pentru core strength este L-sit-ul. Desigur, trebuie să ajungem și la asta, chiar dacă vi l-am mai arătat de foarte multe ori în trecut. Trebuie să știți că este un exercițiu extraordinar care complementează absolut orice skill din calisthenics și din gimnastică. Când sunteți pe sol, trebuie să stai cumva neutru. Adică nu trebuie să stai nici în depresie, maxim depresie. Depresie înseamnă să lași umerii jos de tot. Nu trebuie să faci asta, nu trebuie să fii nici așa, dar nu trebuie să fii nici așa la L-sit. Nu-l facem așa. Chiar dacă putem, recomandat ar fi să-l facem în retracție, că ne mai protejăm umerii. Și îl ținem drept în față. Încercați când țineți tac L-sit, pentru că este o regresie a L-sit-ului normal, încercați să-l faceți mai greu, că împingeți picioarele unul într-altul. Dacă împingeți picioarele unul într-altul, o să simțiți că abdomenul lucrează mai mult. Așa, mă băieți, și am ajuns și la ultimul exercițiu, care este butterfly raises, dacă nu mă înșel, cred că așa se numește exercițiul ăsta. Arată ceva de genul. Și cam asta a fost și videoclipul de astăzi. Dacă vreți să mai vedeți videoclipuri de genul, tutoriale cu absolut orice grupă de mus sau orice element pe care și eu pot să-l fac, adică nu-mi cereți victoriane și chestii de genul, nu uitați să-mi lăsați în comentarii sfaturi, nu uitați să folosiți codul TONY12 pe Genius Nutrition dacă vreți să vă cumpărați absolut orice supliment și cele mai bune suplimente de pe piață la momentul actual, după părerea mea, și haine dacă vreți să vă cumpărați pe genul pe Genesis Wear RAW TONY10. Până data viitoare, eu v-am lăsat, nu uitați, Calisthenics Power, pa, pa.